Dudele Reghe te informează când și cine pozitiv vibrează. Pe data de 13 ianuarie, la cafeneaua veche nouă, pe strada Covaci, numărul 16, în București, Tony Babun and the Lion's Den vor susține concertul Mi se pare. Tony cântă din 2010, iar show-urile sale sunt întotdeauna imprevizibile și pline de energie debordantă. Rap alternativ cu infuzie de reggae, jazz, soul și rock, așa își definește artistul stilul său propriu. Acesta a urcat pe scena de la Sighet Festival în 2012 și 2015 și apoi a trecut la show-uri de improvizație muzicală cu comedianții Costel și Micuțu. Alături de Costel a lansat piesa Dans Postbelic, care s-a dovedit a fi un real succes. Din 2021 cântă alături de grupul de instrumentiști Lion's Den, format din actuali și foști studenți la conservator. Mergeți cu curaj la acest concert, deoarece distracția va fi garantată. Tot pe 13 ianuarie, eu, subsemnatul Natinet Selecta, revin la Brașov în Galeria Ora Zero pentru prima ediție de Reggae Madness. Am pregătit o selecție antrenantă ce cuprinde piese noi și vechi de reggae, dub, ska și jungle. Alături de mine îl voi avea ca și invitat pe Joseph Josy Joe, care va livra o oră de reggae și dub armonios și de asemenea vom asculta și producții personale ale artistului. Împreună vă vom păstra nealterat apetitul de dans și distracție. Sâmbătă, pe data de 14 ianuarie, Basca urcă pe scena Fabrica din București pentru a susține primul concert din 2023 intitulat Back to the Roots. Cei 7 eclectici își prezintă soundul care i-a consacrat și energia explozivă acolo de unde a plecat totul, într-un club din inima Bucureștiului. Pentru ca show-ul să fie complet, invitații speciale ai serii sunt unul dintre cele mai iubite și constante crew-uri de selectori de reggae de la noi, Blazing Vibes. În aceeași zi, dar la Alba Iulia, același eu, Nati Ned Selecta, a.k.a. Nati Connecting People, merg să-mi vizitez prietenii din Alba și alături de oamenii care iubesc muzica reggae, ne vom distra pe aceasta până în zori în Errol Irish Pub. Hot Like Fire este numele petrecerii, care a ajuns la ediția cu numărul 2 și intrarea este liberă. Let's bring this party to the next level of fun! Distracție plăcută, dragii mei, și pe curând!